Ca în fiecare săptămână, la Hunedoara 1 TV puteți urmări și știri informative utile din diferite domenii, dar și sugestii și recomandări pentru petrecerea timpului liber, cât mai plăcut. Iată câteva dintre acestea. Sâmbătă 2 martie puteți viziona piesa Dale Carnavalului de Ile Caragiale la Teatru Ide Sârbu din Petroșani, începând cu ora 18. Cu toții ne-am dat seama cât de modern și de profund este Caragiale, iar Dale Carnavalului, pe care mulți o consideră o simplă farsă, este de fapt o satiră socială plină de forță la adresa moravurilor și defectelor general umane și care, în funcție de viziunea regizorului, transmite mesajul potrivit societății actuale. Duminică 3 martie de la ora 12, tot la Petroșani, Frozen, Regatul de Gheață. Montarea regizorului Dan Mirea este varianta scenică a celebrului musical holidian realizat după basmul Crăiasa Zăpezilor de Andersen. Povestea celor două prințese surori și a încercărilor pe care trebuie să le înfrunte este abordată în acest spectacol în cheie feerică. Duminică 3 martie de la ora 17:30, Primăria Municipiului Hunedoara și Centrul Cultural Corviniana, Casa de Cultură, vă invită la spectacolul aniversar de mărțișor Vasile Enea. Veți avea parte de cântec, joc și voie bună acasă la Hunedoara, iar intrarea la spectacol este liberă în limita locurilor disponibile. Și ca de obicei, celor care preferă să-și petreacă timpul liber acasă, așezați comod în fotoliu în fața televizorului, Hunedoara 1 TV le recomandă emisiunea La Izvor de Cântec Dragă, realizată de Elis Ursu, în fiecare duminică, începând cu ora 10. În această ediție, invitata Elisei Ursu este Deveanca Aida Busuioc, cea care și-a început cariera ca dansatoare și interpretă în ansamblul Silvana, iar acum este membră a ansamblului profesionist Drăgan Munteanu. Marți 5 martie de la ora 18 puteți participa la șezătoare la Peștișul Mare. Dacă te pasionează lucrul de mână, ia-ți materialele preferate și participă la prima șezătoare de la Căminul Cultural din Peștișul Mare, unde vei întâlni oameni animați de aceleași pasiuni și vei petrece o după-amiază frumoasă arătând ce știi să faci și învățând de la alții, dar și învățându-i pe alții, ascultând o poveste, o poezie, aflând despre un obiectiv. Va fi și muzică, atmosfera fiind întreținută de ansamblul folcloric Hațegan al Centrului Cultural Corviniana din Hunedoara. Marți 5 martie de la ora 13:30 la Teatrul de Artă Deva, Biblioteca Județeană Ovid Însușanu organizează o manifestare cultural-educativă menită să marcheze Ziua Internațională a Femeii, eveniment desfășurat sub genericul Scriitoare câștigătoare ale Premiului Nobel pentru Literatură. Miercuri 6 martie, tot la Casa de Cultură din Hunedoara, stand-up comedy cu Cârje, Drăcea, Florin, Dobrotă și Popinciuc, puși pe șotii, Caterincă și cele mai noi glume și poante, pentru prima dată la Hunedoara. Accesul se face cu o oră înainte de spectacol și este permis până la ora de începere, adică ora 20. Biletele pot fi prezentate atât în format fizic, cât și în format digital, pe telefon. Accesul persoanelor sub 16 ani nu este permis. Joi 7 martie, Mafia Femeilor, în regia lui Mihai Panaitescu, de la ora 19 la Teatrul de Artă Deva. Intrarea este liberă pentru doamne și domnișoare. Plătesc bilet doar domnii.